Deznădejdea, cel mai greu păcat. Un cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinu. Ai căzut? Ridică-te! Ai fost înșelat și dezarmat? Înarmează-te din nou! Ai fost învins? Ridică-te iarăși la luptă. Dacă te lepezi și te vei lepăda neîncetat de propriile tale păreri, de propria ta voie, de propria ta dreptate, sau ceea ce este același lucru, de cunoștința, voia și dreptatea firii căzute pentru a sădi în tine cunoștința lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, ce ne sunt date în Sfânta Evanghelie de însuși Dumnezeu, atunci firea căzută va porni lăuntru tău o luptă cruntă împotriva Evangheliei, împotriva lui Dumnezeu, și în ajutorul firii căzute vor veni duhurile căzute. Să nu cazi în deznădejde din această pricină. Dovedește prin tăria în luptă, temeinicia și neprihănirea voii tale. Ai căzut? Ridică-te! Ai fost înșelat și dezarmat? Înarmează-te din nou. Ai fost învins. Ridică-te iarăși la luptă. Îți este foarte folositor să vezi în tine însuți atât propria ta cădere, cât și căderea întregii omeniri. Este lucru de căpetenie să cunoști și să cercetezi această cădere prin propriile tale trăiri, prin încercările inimii și minții tale. Este lucru de căpetenie să vezi neputința minții tale, neputința voinței tale. Vederea căderii tale este vedere duhovnicească și vederea neputinței tale este tot o vedere duhovnicească, și cea care vede este mintea. Vederea aceasta este dată de harul sădit în noi prin botez. Sfânta Biserică Ortodoxă recunoaște că nu există păcat omenesc pe care să nu îl poată spăla sângele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori de câte ori s-a repetat păcatul omenesc, sângele Dumnezeu omului îl poate spăla. Păcatele întregii lumi nu înseamnă nimic înaintea sângelui atotsfânt al Domnului înomenit, care a fost vărsat pentru noi. El a fost străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Certarea împăcării noastre asupra Lui și prin rana Lui noi toți ne-am vindecat. Nevindecat rămâne doar cel care respinge singur tămăduirea și mântuirea dăruite Lui și tuturor oamenilor. Așa de îmbelșugat s-a revărsat asupra noastră mila Lui Dumnezeu, încât chiar și păcatul cel mai greu, repetat de 1000 de ori, poate fi șters prin pocăința omului. Vezi exemplul Sfintei Maria Egipteanca. Un fragment al Sfântului Ignatie, luat din cartea Scrisori către Mireni. Hey!
Cel mai greu păcat este deznădejdea. Acest păcat de faimă sângele atotsfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Respinge atotputernicia Lui, respinge mântuirea dăruită de El, arată că în suflet domneau nădăjduirea în sine și trufia, că era străin de credință și de smerenie. Mai mult decât orice alte păcate, ca de o travă ucigașă, ca de o fiară cumplită, trebuie să ne păzim de deznădejde. Repet, deznădejdea este cel mai rău păcat dintre toate păcatele. Deznădejdea ajunsă la deplinătate se arată de obicei prin sinucidere sau prin fapte ce sunt tot una cu sinuciderea. Sinuciderea este păcatul cel mai cumplit. Cel ce l-a săvârșit s-a lipsit de pocăință și de orice nădejde a mântuirii. Sfânta Biserică nu săvârșește pentru el, pentru cei ce s-au sinucis, nici o pomenire, nu îl învrednicește de prohodire, de slujba mormântării, și îl lipsește de îngroparea în cimitirul creștinesc. Sinuciderii îi urmează ca greutate păcatele de moarte, cum ar fi omorul, preacurvia, erezia și celelalte din aceeași teapă. Deși păcatele acestea sunt mai puțin pierzătoare decât sinuciderea și decât deznădejdea care duce la sinucidere, chiar dacă celui care le-a săvârșit îi rămâne putința pocăinței și mântuirii, se cheamă totuși de moarte. Cel ce rămâne în ele este socotit mort cu sufletul. Cel ce rămâne în ele nu e îngăduit de rânduielile Sfintei Biserici la împărtășirea Sfintelor lui Hristos taine, să ia parte la Sfintele Slujbe. Dacă moartea îl va găsi nepocăit de păcatele acestea, de cele de moarte, veșnica lui pierzanie este neîndoielnică. Se poate socoti că pocăința omului care rămâne într-un păcat de moarte este adevărată numai atunci când se va lăsa de acel păcat. Numai atunci poate fi îngăduit la unirea cu Hristos prin împărtășirea Sfintelor taine. Și ca atare, după păcatul de căpetenie care este deznădejdea și sinuciderea, trebuie să ne păzim cu deosebită sârguință de păcatele de moarte, având în suflet hotărârea neclintită de a nu mai cădea în ele. Dacă se va întâmpla nenorocirea să cădem în vreun păcat de moarte, trebuie să ne lăsăm de el fără întârziere, să ne vindecăm prin pocăință și să ne păzim din răzputeri pentru a nu mai cădea în el. Iar dacă, dintr-un concurs nefericit de împrejurări, se va întâmpla din nou să cădem în păcat de moarte, nu trebuie să ne lăsăm pradă deznădejdii, ci trebuie să folosim iarăși doctoria sufletească, dată de Dumnezeu, dăruită, anume pocăința, care își păstrează toată puterea și eficacitatea până la sfârșitul vieții noastre. Iar dacă, dintr-un concurs nefericit de împrejurări, se va întâmpla din nou să cădem în păcat de moarte, nu trebuie să ne lăsăm pradă deznădejdii, ci trebuie să folosim iarăși doctoria sufletească de Dumnezeu dăruită, pocăința, care își păstrează toată puterea și eficacitatea până la sfârșitul vieții noastre. Ai căzut? Ridică-te! Ai fost înșelat și dezarmat? Înarmează-te din nou! Ai fost învins?
ridică-te iarăși la luptă. Fragmentele au fost conspectate din cărțile scrisori către mireni și ofrandă monahilor contemporani a Sfântului Ignatie Briancianinu.